De luni, școlarii și preșcolarii din județul Călăraș vor relua cursurile la clasă. La intrarea în unitate de învățământ va fi efectuat un triaj epidemiologic. Inspectorul școlar general, Caraion Raluca, a declarat că masca va fi obligatorie în cadrul unităților de învățământ, iar unitățile școlare au primit deja dezinfectanți și măști. La nivelul județului Călăraș, unitățile de învățământ sunt pregătite să reia cursurile în oricare dintre cele trei scenarii pe care Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății le prevede. Cred că vom jongla sau vom varia între scenariul verde și scenariul galben. La nivel de județ, dacă ne referim la indicele îmbolnăvirilor, ieri aveam 0,71. Însă vom analiza situația la nivel de UAT-uri și astăzi așteptăm informații dacă ne vom referi chiar și la localitate. O să vă spun oarecum date pentru ziua de ieri, fiindcă astăzi la ora 11 se intră în posesia cifrelor de astăzi și în funcție de cifrele de astăzi vom deciziile pentru luni. Dar ieri aveam 7 UAT-uri din 55 care intrau pe scenariul galben și restul în scenariu verde. În oricare dintre cele trei scenarii, probabil că ați văzut și în mass media, învățământul preșcolar și primar merge la cursuri. În scenariul galben vor merge și clasele terminale. Așadar, suntem un județ cu cifre îmbucurătoare. Unitățile de învățământ care vin la întrebarea dumneavoastră sunt pregătite pentru oricare trei scenarii, în sensul că au necesar de măști dezinfectanți. Noi verificăm, până acum am verificat săptămânal, ni s-au raportat săptămânal cifrele. Chiar acum ne gândim să monitorizăm la maxim 3 zile, în condițiile în care rămân fără astfel de necesare, să intervenim noi la nivel de inspectorat, să luăm legătura cu autoritățile locale și să ajutăm unitatea de învățământ respectivă. Totuși să privim și din punct de vedere un pic latura pesimistă, adică dacă am intrat totuși în scenariul roșu sau anumite UAT-uri ar trece de indicele 3, că asta nu am specificat, noi o să mergem în sistemul de învățământ. Scenariul galben intră când indicele depășește 1 și nu 1,5. Fiind totuși grupe de risc și domnul ministru așa ne-a trasat ca și regulă, așa se specifică în ordinul comun. Doar dacă depășim 3, intrăm în scenariu roșu. Totuși, în scenariu roșu, suntem pregătiți și pentru un astfel de aspect, pentru că am beneficiat, după cum știe toată lumea, guvernul a trimis copiilor dispozitive IT. La nivelul județului Călăraș, atât prin prisma guvernului, al autorităților locale, ONG-uri, au fost ajutați foarte mulți copii. Ca să vă spun și câteva cifre, fiindcă vă spuneam sunt iubitor de cifre, aproximativ 1276 de elevi nu au primit dispozitive, din totalul de 38.900, însemnând un procent de 3,2%, adică un număr mic de elevi nu au beneficiat de aceste dispozitive. Însă o să facem o analiză mult mai detaliată la nivel de inspectorat, pentru că și copiii care au primit aceste dispozitive nu știm în ce măsură le-au folosit. Dacă au avut acces constant la internet, condițiile familiale. De aici aș merge către ideea domnului ministru, care ne bucură foarte tare, dorește să identificăm în toată țara grupuri ținte de elevi care nu au avut acces la învățarea online. Eu consider că asta este un prim pas în a demonstra că ne adaptăm la programul România Educată. Și ca primă condiție de identificare a acestui grup țintă ar fi elevii cu situație neîncheiată. Nu stăm foarte rău nici în cazul acesta, având un maximum de 23% la nivelul județului, ținând cont de faptul că unele discipline nu încheie situația în semestru 1, ci la final de an școlar, module de tehnologic, școală profesională. Adică cifrele nu stau rău nici la nivelul situației neîncheiate a copiilor, însă trebuie să luăm în calcul mai mulți factori în a identifica grupul țintă. Ce vă spuneam și mai devreme, mediul familial, social al elevilor și o să avem discuții în special cu diriginții, să se implice mult diriginții, să identificăm totuși copiii ăștia care nu au avut acces la învățarea online și să beneficieze de aceste ore suplimentare plătite profesorilor prin proiect european. Ca să înțelegem foarte bine, elevii care nu au avut acces la învățământul online
vor recupera imediat ce se vor relua cursurile fizic la școală, vor face ore suplimentare, profesorii vor sta cu ei. Avem termen de 15 zile de la minister, domnul ministru Sorin Câmpeanu ne-a trasat acest termen, să identificăm grupuri țintă. Așa cum vă spuneam, primul criteriu ar fi situația neîncheiată, însă chiar și doamna inspector general de la Cluj, în videoconferința de ieri, m-a susținut cumva și pe mine și alte județe, în care spuneam că nu ar fi un criteriu singular acesta al situației neîncheiate. Trebuie să ne uităm totuși și la elevii cu media 5, și eu am venit cu ideea de a lua legătura cu diriginții, să le vedem problemele și sociale, dar vedeți, eu fiindcă iubesc meseria asta foarte tare, mă gândesc că ei n-au fost totuși motivați suficient, poate, în sistemul online. Totodată, poate unii profesori n-au reușit să realizeze empatia aceea cu copilul sau, dacă luăm pe de altă parte, poate unele cadre didactice n-au avut competența totuși necesară a se adapta forțat și într-un timp atât de scurt la sistemul ăsta online. Cu toate că noi, prin CC de Călăraș, am organizat cursuri și constant dezvoltăm latura asta. La intrarea în unitatea de învățământ se va face un triaj al elevilor și dacă vor fi descoperiți copii cu febră sau alte simptome, ce măsuri vor fi luate? Se va face acest triaj. Ieri la ședința cu domnul prefect a CJSU, chiar eram cu toții dezamăgiți, fiindcă trebuie să recunoaștem că nu avem resursă umană la nivel de asistent medical în unitățile școlare. N-aș vrea să vă spun cifre aici, că sunt puțin demoralizatoare și nu e domeniul meu, n-aș vrea să intru într-un alt domeniu. Însă triaj într-un anumit fel se va face și se va ține cont foarte mult de opinia părinților și de deschiderea părinților de a fi sinceri și de a spune dimineața dacă copilul are oarece simptome. Domnul ministru în videoconferință ne-a făcut atenți să specificăm domnilor directori să motivăm absențele elevilor care prezintă simptome dimineața când vin la școală și părintele consideră că trebuie să-l ia acasă. Dar, totuși, dacă în timpul programului se întâmplă așa ceva, încă din semestrul trecut a fost specificat în ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății existența spațiului de izolare. Vedeți, dumneavoastră, când spunem spațiu de izolare, sună foarte urât. Și chiar și ieri în videoconferință ne spuneau de la minister să ne asigurăm că arată cât se poate de bine, de fapt, acest spațiu. De regulă, fiindcă anul semestrul trecut am fost inspector pe dezvoltarea resurselor umane și am efectuat inspecții tematice în sensul ăsta, CDI-urile au fost spațiul de izolare, adică oarecare latura bibliotecii. Deci copilul nu avea mediu în niciun caz înfiorător sau să-l demoralizeze și mai tare. Și izolarea nu se face în modul a închide și a încuia copilul acolo. Nu. Se discută cu dirigintele, se ia legătura cu părintele. E vorba doar de un interval, poate și de 10 minute. Până vine părintele să-l ia de la școală. Da. Și tocmai în ideea de a evita îmbolnăvirile în masă. La nivel de județ, care este situația cadrelor didactice vaccinate până în momentul de față? Tot cifre îmbucurătoare avem și în acest sens. Și-au exprimat opinia destul de mulți profesori, ca procent 52% s-au înscris pe platformă. Dar, din păcate, doar 4% s-au vaccinat până în momentul de față. Însă, domnul ministru ne-a asigurat atât ieri în videoconferință, cât și prin mesajele de pe grupul inspectorilor școlari generali din țară, că următoarele doze de AstraZeneca, știe toată lumea că cu ei, de la ei vom beneficia de aceste doze, vor fi direcționate exclusiv profesorilor și, probabil, în cel mai scurt timp, se vor vaccina toți care și-au exprimat dorința. La câte cazuri confirmate într-o unitate de învățământ se va lua decizia închiderii școlii? Aici iarăși trebuie să avem niște discuții cu directorii, pentru că unele situații, și sunt convinsă că vor fi situații diferite de la unitatea de învățământ la alta. Și aici va interveni, de fapt, Consiliul de Administrație al Școlii, ca ei să ne informeze pe noi de situația apărută la nivelul unității respective. Acum rămâne să discutăm și cu domnii directori pe baza ordinului comun care a apărut azi noapte, deci încă nu a apărut un monitor oficial, mi l-a trimis domnul ministru doar să studiem
Deci astăzi avem o dezbatere cu domnii directori și pe baza ordinului vom lua o hotărâre. Unitățile de învățământ au făcut modificări, unele au dat jos acei pereți de plexiglas. Până la urmă, în momentul în care elevul vine la școală, ce trebuie să știe? Obligatoriu mască, dezinfectant? Dați-ne câteva detalii. Cum decurge acest proces de reintrare la cursuri? Menținem condițiile care s-au impus încă de la începutul anului școlar din septembrie și marea majoritate a elevilor, a cadrelor didactice și a directorilor s-au obișnuit un pic în o lună și un pic de cât am respectat acele reguli. Însă, deci traseele rămân la fel, portul măștii este fundamental, obligatoriu și cred că ne-am obișnuit oarecum majoritatea dintre noi cu acest aspect. Cred că devine, din ce ne spunea și domnul ministru și ne-a făcut atenți, regula numărul 1, esențială în conduita noastră. Dezinfectantul, la fel, spălatul pe mâini, diriginții și cred că toate cadrele didactice o să trebuiască să discute cu elevii în mod constant. Practic, eu cred că asta este și o bucată din meseria noastră să-i direcționăm pe copii. Ce ar fi nou aici, în distanța de un metru între elevii aceleiași clase, nu mai devine obligatorie, adică în condițiile în care nu se poate asigura această distanță de un metru, trebuie chiar să fie scris în ordin că trebuie să-i distanțăm maximum posibil, dar nu neapărat acel metru. Nu specifică distanță. Dar doar elevii aceleiași clase. Atât. Deci pe holuri se respectă distanța, traseele rămân trasate, aceleași reguli rămân. Aveți de transmis un mesaj elevilor și părinților? Pot să le transmit să aibă toată încrederea că vom face tot ce ține de noi, să comunicăm strâns cu directorii, cu cadrele didactice, cu toți cei implicați în actul educațional, astfel încât elevii să nu fie puși în vreun pericol vreun moment. Și în situația în care s-ar putea întâmpla un lucru negativ, să luăm măsuri imediat și să soluționăm problema, fiindcă sănătatea copiilor categoric este pe primul plan.